Bună ziua! Au trecut 15 minute distanță de la vlogul anterior. Am ajuns aici în sat, în alt sat. Dacă mă salut și salut cu voi, nu știu acolo. Bună ziua, tată pe spontan! Cu cine întâlnești? Și ei ăsta! Bună ziua! Să vă fac cunoștință cu vlogul anterior. Cu anteriorul, de unde ne-am cățărat din nou, Moscov, și unde am ajuns. Am ajuns la deremne. Cum vă spune dumneavoastră? Mi-e Ruslan, mă cheam. Ruslan, bună ziua. Bună ziua, salutare. Наши, не наши. Наши, наши, уже познакомились. Ага. Ноши, как с негры. Да, целый. К щерогури негру. Вы, да и на что вы сынтец, аж эти молодцы, Тула? Пишет, 5 миль, молодой. Ну, маищ. Ну, ма, пища. Там Тула. 5 миль, да, мульти 5 миль, молодой. Ну, ма, Тула. Ну, ма, Тула. Ну, ма, это, аж от вверху 50. Вон это область. В этой области 150? 50 миль, да. 50 миль, молодой, нифига себе. Da, oficial n-a să vreau 6.000. Vreau 6.000 în... Este diaspora aici în Tula. Da. Toamna am ușa să festival, da, festival. Din Moldavie. Hai să nu le spunem la tete, la lume. Dar cum ai crezi că eu stau deja, bă? Stai, nu tăie țapul când am baterie, băi. Se descarcă bateria, dar el vrea să taie țapul. Eu așa ne-am venit la senzații, așa ne-am venit să văd eu și cum stai țapul și smulge țapul aici. Stai țapul, e idee, da. Da, l-am văzut când ne-am întâlnit cu un iepure. O turb. Toamne, chiar vrei să faci, chiar vrei să-l tai, mă? Da, și chiar de seara să-l mâncăm. Ia-te, băi, băi, ia-te. Băi, tu și ești. Asta-i căpriță. Asta-i căpriță. Da, asta african, nu bisc. Și n-am nică, n-am nică, vreau că n-am nică, n-am nică. Băi! Любой. Păi, s-a pus drag în picioare moldovanul ăsta. Lui drag. Lui tot treaba asta e dragă, ia ca și. El e amator de ăsta înrăit, știi, de ăsta. El e fanat în tot treaba, ia ca și. Că nu lutățele s-ar prinde tot treaba. Nu merge. Dacă n-ai suflet și nu pui suflet și n-ai dragoste de treaba asta, poți să te scrini. Sasha! Și, băi, pe frumos și ala vrei să-l dai jos? Nu, aici nu. Aici nu, 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 din partea mea, eu aș zice să nu tai nici unul, știi, eu, cum ies de dragine. Da, uite-l și de mândru ăsta și mutră are, este tot cel din namibian sau cum e mai. Aici stă, dar mai dau cu capul, mai îmi pun. Cum e, te iau, aici sunt prost. Ia la dâns. Băi, dar așa la tine ai și faci, băi. Băi. Aici stau? Da. Băi. Haide. Asta rog, nu, ia să mai las faci. Da, ce mă speriu? Ulea, ce mă speriu? Da, da, deschide eu. Aici la mine, dacă aici, tot era pădure. Eu cu tractorul am scos tot copa și tot, aici tot era pădure. Am făcut-o cu oale, pe urmă însă, la anul pe ăsta vreau să le strâng tot cu oale, să fac unul mare din chiatră să-l fac frumos. Așa, și ca la, așa. La moldoveni. Așa. Modernizat, vrei să te modernizezi. Băi, asta e capra, nu-i țapă. Și vrei să... A, tu capra o tai? Da, ei duci pteță, ei duci pteță, cum încolo. Asta e capra rea, cu năravuri. Gata, așa, punem punct, ne întâlnim după altceva. Vă place pisoiul? Da. Uite așa. Sui unul, uite. Nu. Ține și aici. Dă-l încolo. Cântare, mă. Ai cu loc. Ia că auzi ca să aduc amul. Nu, ei, uite și spun eu ce faci. Le tai plămâi, ești, mărânțel așa. Și inima. Și le șergi. Dar mai era... O pui și o prăjești cu șapă și pe urmă aici este care o șerg tot acolo. Dacă șerg mai era, îți face jos. Dar stai să fac eu 20 de mâncăruri, am uiat.
Eu am luat și una și ei și-am luat. E bocanta ei. Nu, eu pe disupă. Da, vă rog pe disupă. Încă unul. S-a capucul de un ziua. Eu am sfârșit că sunt sus, voi să îmbrăcați. Hai să-ți vârlim în mașină. Da. Nu am văzut acolo pe ei. Da, cum? Mulțumim, nu mai dușim. Dai de clăfos, dăm prin clăfos. Și gata? Da. Să duc? Să ducem în țară la dânsul ăsta. Da. Și tovarăș, gata? Da, v-am pierdut el. Da? Voi veni să mă duc să ajung din țară. Da? Așa e în plan, așa e. Așa e după scenariu. Da. Ce bun. Hai drum bun. Ia ca nu știu cu ce se ocupă Ian, Rusuia. Ce fac ea? Aici noi vom... chiar e pe râu, râu? Sau e ceva... Aici, acolo sunt 5 zboare, deci se începe râul Șateț. De aici? Da, acolo de vale el e mare. El merge. Și apoi, băi, e Sasha, cum? Tu le dai drumul la oile astea, așa, pur și simplu? Nu, le dau drumul și îmblă prin pădure, pe... În sălbătășie astea mai sunt oameni? Sunt mulți oameni. Încă eu am văzut numai casa ta aici. Nu, sunt case mari, sunt mulți oameni. Au, din parchec. A, da, văd o gospodărie aici. Foarte mult, în fiecare sat 2, 3, 4 moldoveni, în fiecare sat din prima. Dar aia asta și apă ți-ai pus aici? Pentru o bucaie, nu cred că acolo. A, la bă, îți bei apă? Ține așa. Să iau și poate caldarea sau eu? Nu trebuie. E la tine beu din biberon? Nu, e ca aici, vezi, dăm sacul, îți duci primul. Asta e de rasă Tula Garbanos, cu ciocul curbat. Aha. Dar asta și e femeia lui? Nu, asta e femeia, dar e de altă rasă. Aha. Și trăiesc ghinii, să înțeleg? Văd că pe lui și o lăsat și o luată pe asta. Asta are un an jumătate, încă n-are un an jumătate, un an și 4 luni. Frumos buhai. Alaltă ieri am tăiat unul. Tot așa era, de alt culoare. Singurul îi tai? Da, eu tai. Eu... Asta iarnă, înainte de anul nou, timp de o zi, am tăiat 3 buhă. Singurul. Aici e mai tânăr ca acela, aici are un an și două ori. E coșcojem, tip buhălău și aici. Nu, aici am chela să... E slăbut, că e după un an încep. E cumva de vreo ras ceva sau e... Nu e de rasă de carne, e rasă de lapte, golștin. Dar... De atât l-am lăsat, pe care am avut de rasă de carne, la un an de zile am tăiesc. Așa e mai repede cresc. Așa e mai repede, mai rotund, mai frumos. Cât am stat acolo la tăclai cu fratele, ne-am mai luat așa din vorbă în vorbă și zic, păi du-te la fratniu, că fratniu acolo precis n-a să ții. Ai vrut să despre animale? Nu, cât despre animale, am vrut să văd că eu noi, mai am, cine nu știe, s-o leacă de, am așa un micuț concediu și zic, chiar să-l petrecem iar în patru bitoane și copiii ăștia, parcă nu sunt copiii de moldoveni de la
coada vașii, dar parcă se, nu știu. Și zic, de să-i mai scot în lume alea, să-i mai arăt viața de după centura Moscovei. Și de aici, din colo până încolo, ia ca da, am ajuns viața, până... Viața lăsat. Viața lăsat, că... Cum, era... Moldoveni aici în fiecare sat sunt câte 3-4 moldoveni, sunt sate unde sunt câte 10 moldoveni. Nu, familii de moldoveni. Regiunea tolă au mult, e bogată în Moldovei. Tiumeniu tot e o grămadă, da. Tiumeniu. Apoi am fost la... Cum se duci la Caucaz, apoi ajunge în Krasnodar, Krai, la Kubani. Apoi un sat întreg de moldoveni, dar ei izviniți de mult, încă înainte de război. Înainte de... De-a doilea... A, ei izdi și încă... De-a doilea război mondial izviniți, dar și... Служба на бисерик мерзе в Молдове нечто. Что это в Молдове? Там тут примет. Чер, я мульти курьезитет. Статус на мешке молдаванка. А маудзит, спун дрепт, а маудзили сату молдаванка. Да. Сату молдаванка, дипила Кауказ, дипила Краснодарский край. Да. Шпирш на вец? Шпирш сын, да можно посмотреть. Один еще район есть. Я его сделал он день. А, я его сделал. La Făleș, eu dintr-un sat cu doamna mea sunt. Serios? Hai, da. Nu mă nebuni. Serios, mama ei mi-a fost profesoară la școală. Cu coincidență. Serios, Emilia Ivana. Doamna Emilia? Da, doamna Emilia. Profesoară de ce era de? La mine a fost profesoară de muzică, da. Ei au mai fost profesoară și de clasă primară. Aha, înseamnă că tu... Nu din auzit, știi pe doamna Sandu. Nu, eu pe doamna Maia... Nu știu, dar am prietenit cum, ca copii prietenim cu Veronica, sora lui Maia. Nu, nici în țara la o minge. Vă trebuie să vin tocmai la Moscova și tocmai nu știu unii, ca să mai afle, știi, chestii așa mai în privat, da, da. Despre președintele țării, da, interesante curiozități așa. Da, dar tata lui Maia, Grigoriu, Grigori Sandu, a fost, pot să mă încurc, dacă nu mă încurc, doctor veterinar, la noi a fost. La voi în sat acolo? Nu, în sat la noi a fost un complex, de... Zootehnic de asta? Un fel de fermă, de porci mari, sofon, a fost și acolo a fost doctor veterinar. Ei, Lecea, gani их сюда, вечером придешь, заберешь. Ăștia știți ceceni? El. O? Fiu, stăviu, ia nimeni. Albaranzul ăla, cu ziul. E, îți facem. Du-te cu dânsul încolo. Ne auzim pe stradă așa așa. Dacă mă trimas cu oil. O, așa aromat de oil. Dar mai mult de căpri și de țachi. Să încerc și eu. Mă uit la mesteșinii ăștia și mă uit la oile astea și mă uit la tine, ciobănașul, da? Parcă nu se încadrează oile astea în peisajul ăsta cu mesteșini, știi? Parcă mesteșinii ăștia, parcă peisajul ăsta, parcă șere alte animale, știi? Parcă șere urși, șere nu știu, aici e premioritic, știi? Eu și... am învățat. Șobanul e moldovan. A, apropo, cum te uiți tu la cuvântul ăsta șoban? Fiindcă nici în comentarii, și eu știu cine, că nu scriu românii, dar scriu moldovenii noștri, scriu. Dar n-are importanță. Și, da, n-are importanță. Pe nu ne-am vrut să ajung, că îmi scriu acolo, oi șobanule, știi? Oi șobanule. Pentru tine cum sună cuvântul ăsta? Oi șobanule, fie că ești șoban, da? Ești șoban. Pentru mine asta e de plăcere, că eu în viață luxoasă am trăit, am fost și prin China și am trăit în Moscova 15 ani. Și, cum, până... Am apartamentul în Moscova, îl dăm în chirie. Da, m-am întors la nostru autentic și avem noi, dacă suntem, nu degeaba este balada, Miorita.
Este într asta că și proroșii noștri tot au fost ciubeni. Începând de la Avram, terminând cu tot asta. Numai un om neconștient pot să-i spun, la un om cuvântul șoban și în primul rând nu trebuie ca primindu-l înjositor. Da, pentru da. Mine ca atare, el e, de acolo sunt rădășinile noastre, de acolo venim noi, din balada Miorița, venim. Dacă îmi spui, dacă îmi spune mie, de exemplu, păi șobanule și să avut în vedere că să primească pe mine, eu eram să spun că... Bine, uite, dacă eu sunt șoban, tu ești oaie. Așa eram să-i răspund. Logic, foarte logic. Altă dată să știu. Eu sunt om de pace, sunt om de... Dar dacă văd că cineva vrea să mă jăgânească, îi scot inima și mă mănânc. Horror! În rest, ce pot să spun? Nu văd nimic rău în asta, să ai niște voi. În primul rând, pentru mine asta e o odihnă, o plăcere. Eu spun că am trăit în... În oraș am trăit în megapolis mulți ani, am pus pe cântari unde e mai bine, acolo sau aici, și am ales pădurea asta. Sălbătășie. Da, poate eu când am venit n-aveam condiții deloc, nu avem apă caldă, nu avem nimic, nici casă n-avem, n-avem casa asta veche, casa din 1817, nu știu precis anul, dar e din 1800 și nu știu cât. Trăim în casa asta vechi, paralel am săpat fundamentul, am tras apă din pădure, de la izvor la mine în casă, dacă ai văzut, e apă din izvor, din pădure. Pe urmă am pus apă caldă, am făcut condițiile ca în oraș. În afară de asta, eu deschid frigiderul, eu scot carne bio, lapte bio, unt, soție face, tot natural bio. Dacă vreau azi mănânc prepeliți, la cuptor facem, vreau. Mănânc carne de oaie, vreau carne de vită. Am puțin, dar am avut și 200 de oi și tauri, buhai am avut mulți. Am două vaci și 10 buhai, 10 tauri. Da, e și de rasă de astea, da? Da, am și oi de rasă. Am și de sarski de astea. Și de lână de astea. Și căpri de astea am... Am și carpatianul ăla, și zainiști, și nubiști, nu, nubieni, făcut. Păi am tot felul, și găini de rasă diferite, și picheri, sau picheri în limba rusă, nu, picheri moldovnești, în limba rusă, țăsarchi, în românești, bibilici. Bibilici? Da. Dar rățele multe cum sunt în română? Rățele leșești, vădăm și să spune. Leșești? Leșești. Leșești? Mă, frumos. Dar la noi se spune rață muți. Am ajuns să învățăm limba română în rusie. Da. Asta e câinii de rasă banhar, mongolesc. Mongolez? De Mongolia? Da, da. Nu, n-ați mâncat. El de-a m-a stricat capul și ăla de capră. Ia de la într-o... De că mai nu m-a rupt azi. Ce nenene este? Au venit să cumpere niște ovăz. A, vinzi ovăz? Ovăz și trâș și tot la ovăz. Cum vând? Eu mi-am luat pentru mine vreo 20 de toani, dar e prea mult pentru mine și el m-a rugat să-i vândă, da. Arăș!
Радио. А. Мозги не компасирую, я вас ждал 2 недели. Давай сюда его. Боже, тоже вон ячмень растет. В мешке, блин. Это не ячмень, это овес. Саш, я практичный человек. Хорошо, просто покажу, что я сделал. Иди сюда. Ну и хули, вот я вижу, что ты сделал. Вот, 2 тонны здесь. Здесь ни одна крыса, никто не залезет. Шельщи, ари шельгышты, ари фермы. Ари, ну фермы на ари, да ари бро. Да вот ты видишь, да ари, Бухай, Порш. Майнскорт. Вон царан, дела цар. Шей антренор ди бокс. О фос. Степи. Если с ним обрел шай, здесь протень. Да он не степи. А ну же рзвины, дела ясно. Так все ли хранишь? Пыни, на... ой, или да, морковь, бананы, мандарины, апельсины. Ай, ну мама иди. Ой, себес. Ну, да, с этой пыни. А поставь пыни, да, бананы. А пыни, да, дела, дар я вам покупал контракт в магазине Леся. Магазин лес марин, вот контракт по агроснаб. И до янди зили. Или я у лапрец редус. Коренусно вендут фрукти или легуми, или тим дю зиса. Он кутиях у мери есть, он мор дю стрикат, ресту у льяв ел. Си я уел, 3 орби с автомыну. Ял, 200 килограмм, ла он презди, 7 рубли. Най пицин дю инчен. Уйте, кум се лупта. Аста и раса де тула де лупта. Аста и вис. Femelele se luptă. Da. Deci că anii mai rău se luptă. De la și se bat. Acum ele se luptă, în primul rând, ele au în sânge să se poată apăra, să poată lupta. Într-a doilea rând, se luptă din cauza la teritoriu, din cauza la găscani. La găscani? Două femele au același găscan și... Dintre toate rasele de gâști, de păsări, cea mai bună carne este la rasa tulă. Și... Dar cum îi dai apreciere? Ele se văd, uite, ăsta e boboc de rasă tulă garbanos, ele sunt mai mult. Uite, asta e gâscă de rasă tulă garbanos. Vezi că e cu ciocul curbat. Aha. Dar asta este tulă de luptă. Tulă cu ciocul drept, vezi? Aha. Tot sunt cu ciocurile pline așa, nu sunt subțiri, da. Ca la gâștile obișnuit. Da. Dar sunt altfel. Atunci care boboc de 3 luni de rasă tulă cu ciocul curbat. Uite, ăsta e boboc de 3 luni. Vezi ce cioc are, parcă e... Aha, parcă e hultan, parcă e vultur, parcă e... Parcă e armenin sau un brujit. Parcă e din Grecia. Uite, dacă gâștile obișnuite se luptă între ele, maximum 2-3 minute și trebuia să fugă. Gâștile de tulă, rasa tulă, au o răbdare în ei că pot să răbde orice durere. Au. La orice fric, până la minus 60 de grade, rezistă pe o mădere. Serios? Da, e o rasă foarte veche și o rasă foarte bună. În Europa sunt numai rasa tulă cu ciocul curbat, garbanos. De este cu ciocul drept tulă de luptă, nu sunt în Europa. Dar și preț, au un preț, eu cred că... Da, dacă... eu zic că aici, în Rusia, costă în jurul la 50 de euro una. În Europa ele nu sunt, dar aici, pe care cu cioc curbat sunt, acolo sunt 150 de euro, 100 de euro o gâscă. Dar sunt și gâște care ajung și până la 1000 de euro. Sunt, depinde de familie, de după balurile de la expoziție, multe chestii sunt. Uite, asta e rasa de tulă de luptă.
În fiecare an, primăvară, noi facem așa concursuri cu găscanii, se luptă între ei. Care e diferența între lupta de gâște și cum fac prin Asia lupte de câini, lupte de cocoși. Aici sunt genui, maximum vreo câteva pene va zbura. Înțelegi? Interesant, curios, foarte curios. Ia să vedem. Uite, o vezi? Gata, s-a liniștit? La oameni nu sunt agresive. Aha. Cu stăpânul niciodată nu... Din contră, gâștile obișnuite de la țară, gâștile de la țară obișnuite, care nu au rasă sau de alte rase, sunt mai agresive către oameni. A este gâște de luptă, ele sunt agresive între ele, cu alte soiuri de gâști sau chiar cu alți găscani, cu alte familii de gâște. Dar îi vezi pe cei mari au. Asta e rasă Holmogor. Holmogor? Da, rasă tot veche rusească. Ajung până la 12, sunt exemplare și până la 15 kg. Eu am avut mult, le-am... Holmogor, le-am da? Le-am îndrăgit mai mult pe este Tula. Uite, gânsac de Tula. E, pentru mine e mai frumos, înțelegi? Le-am îndrăgit pe este Tula cu mult mai mult îmi plac. Am adus gâște din Moldova, gâște sârbești la noi le numeam. Uite, aici, de culoare cenușie, uite. Uite, una, două, uite, găscan. Și am adus și albe și le-am încrucișat cu este Tula. Și dau rezultate foarte bune. Și din privința carnei, dau multă carne, și din privința luptei, s-au făcut rezistente. Eu le-am omologat mulți ani. Timp de vreo 10 ani le-am amestecat, le-am încrucișat pe este Tula. Uite, gânsac tot. De rasă sârbească. Aici ei le spun rasă moldavscă, moldavski gus. Asta tu le-ai dus faima? Eu le-am adus și le-am spus că rasa e din Moldova, dar e la noi așa o numeau, sârbești. Rușii o numesc moldavscă, pentru că le-a adus moldovanul. Și așa rușii de la voi, de aici, din regiune. Da, uite, este încrucișat. Mama a fost sârbească, tata Tula. Vezi cum s-a primit? Aha. Uite, asta tot e încrucișată. Rușii acum le spun că asta e rasă. Trebuie să-i dăm denumirea moldavscă, moldavscă gus. Dar ca să-i dai denumirea, trebuie să participi și trebuie să ai în jurul la 2000 de gâște, să fie toate la un nivel de ciocul de o mărime, corpul de o mărime, de o culoare, majoritatea trebuie să fie. Și noi acum le mulțim pe aici care le-am încrucișat noi, le mulțim și eu țin și mai mulți oameni că vrem să le dăm denumire. Dar ca să le dăm denumire trebuie să avem în jurul la 2000 de gâște. Și lucrăm. Am multe păsări, am în jurul la 200 de gâște și rață tot, 200 sau chiar mai mult. Multe dorm la iaz. Acolo și acolo la iaz. Dar zicei că ai niște răți sălbaci? Răți sălbaci. Am răți sălbaci multe. Dimineața or să vină, toate vin acasă, mănâncă, stau până la amiază și eu zbor. Bun, dar vaca când o mulge? Am două de mulți. Hai să vedem iepuri. Ne-a sărit în ochi astea, cuștile astea tare interesante. Dar nu e nici complicat. Aici am făcut și noi ca moldoveni. Pe aici torn cereale, grâu, ovăz, orz. Aici torn. Aici arunc gunoiul. Găinasul sau ce mai este? Băligarul. Aici e comnata. Camera pentru bebeluș, când fata e proaică, aha. Eu deschid și mă uit, dacă sunt toți vii, dacă este vreunul care... Decedat? Îl iau, îl arunc și cam așa, am făcut și eu ca la moldoveni, să fie și comod și aici pun fânul. Eu nu știu cum tu faci ca la moldoveni, dar noi tot am mai ținut iepuri acasă și cuștile nu erau așa, la tine să așezi, zdrăcoasă, așa interesant. Uite, ca să o uat, eu azi am strâns ouăle. Pici pun mâncare, aici apă, vezi? Pici ouăle, le iau și le duc în casă. Eu dimineața, în fiecare dimineață, câteva ouă de prepeliță le șerp și mănânc. Și
Litai, eu le iubesc la cuptor când soția le face. Nu, prepeliți, îmi place. Două prepeliți și ești sătut. Să-l dau să-l iei la moscă. Da? O, dar și de frumos. Să-l țin la balcon. Marș! Ia vine cu așa. Ia vine cu așa, băi, că caziol. Și băi, caziol. Vine cu așa, ia-te la dâns și mă... Ia-te cu așa. Cu dâns și poți jos. Dar ia ca cu animalul ăsta? Ia ca muia... Aici stai animal tare, tare curios. Lângă turbul ăsta stă o mojilă de cranii, de căpri. Ne-am pornit să mulgem vaca. Bă, Tana Carova, azi des. Haide! Dacă la mine era fix așa era. Tăt copacere. Am fost să vă trăiem în casă de privire. Stai că am un trezvi un prieten de meu de la Franța, cumpăr aici 30 de soci, cum asta? Ari. Da, 30 de ari. Sau acri. 30 de acri de este oricum sumesc, el trebuie să dea 500 de mii. 500 de mii, asta îți primesc 5.000 de dolari. 5.000 de euro. Vine cu aș, să prind, vedem cum sunt mulți ceva, că atât. E căldare. Nu, că eu am zis scot în coșcă. Da? A, da? Nu mă anima, aici o în drum. Da. Dar nu-ți trebuie scaun. A, tu ți-ai luat căldarea asta pentru scaun. Ce zici de coșcă? Vrei să mulgă vaca, eu știi că sunt mulgi vaca aici. Ian, să vedem, vine vaca. Ian, să vedem la o parte. Nu. Deci la o parte. Băi, iau și țâțele sunt negri, băi. Așa e rasa americană, Aberdeen Angus. Americană? Da. Și mănânci tot căldarea asta? Nu, dar pe-am să nu iau eu. Primele strochi, apoi o mulți jos, nu în căldare. Dimineața dă mai mult, sara. Sara mai puțin de caldare. Aproape caldare. Sara dă vreo 9 litri, dimineața dă vreo 6. Dimineața dă mai mult într-un fel? Da. Cum, sara tot dă la vreo 12 litri, dar eu dau 3 litri, dau la un vițel. Îi dau 3 litri lui. Laptele gras la dânsă. Oi, mâlie, nu te dorai? Nu, m-am deprins, da. Știi cum înainte spune? Când îți dau una și o bănească, doar înainte și bani, sucoteu. Lăboș, da, grei. Da, eu să-l apuc așa pe unul de scurt, rămân cu scurta în mână. Cu bucata de scurt. Te deprins, dânsă. Gata, mulți bata. Parcă nici nu i-ai dat nicăi. Eu dimineața îi dau 5 litri, bie, dar seara îi dau 2 litri, ajunge. Asta-i cappuccino, e cu pencă. De cu cap, da, da, lui îi spare că-i țâță. Lui îi spare că-i țâță, știi? E cam ușcă, azi vin la caldarea mea și o să ne-o înfâșfășe. Ai fâși, că te lasă seara la caldare. Ia uite, tate. Ce-l mai natural? La ruși se numește parnoia malaco. Nu știu cum în română se zice. În română se zice cappuccino. Noapte bună? Aha. De svidanie.
Acum e prea târziu să stingi lumina. Aici la mine, dacă aici, tot era pădure. Eu cu tractorul am scos toți copaci și tot aici tot era pădure. Am făcut o coale, pe urmă însă, la anul pe ăsta vreau să le strâng tot o coale, să fac unul mare din chiatră să-l fac frumos. Așa și ca la, așa, la Moldovei. Așa, modernizat, vrei să te modernizezi.